Mulți cred că a părăsi o relație narcisistă înseamnă ruperea relației, a depăși despărțirea și, dacă părăsești relația, crezi că totul va dispărea așa, ca prin ceață. Dar ce facem cu traumele și cu legătura traumei? Acest prim pas este doar jumătate din ecuație, deși unul foarte important: să ai curajul și să iei decizia să ieși din relație și să te reconectezi cu sinele interior. Vă salut, dragilor, sunt Mariana și mă bucur să ne auzim la Vindecarea Sufletului. Astăzi voi vorbi de traume, dar și cum să rupeți legătura traumelor. Vă reamintesc că informațiile aduse aici sunt informații educative și nu de diagnosticare, iar dacă informațiile sunt valoroase și crezi că ar mai ajuta și pe altcineva, un suflet ca și tine, nu uita să dai mai departe. De ce multora le este teamă să rupă legătura cu o persoană narcisistă? Bună întrebare, nu-i așa? Cel care nu înțelege că s-a îndrăgostit sau încă este îndrăgostit doar de o șaradă și că nu a existat iubire, posibil va rămâne în așteptare și va crede că persoana pe care a cunoscut-o la începutul relației, acel comportament, va reveni într-o bună zi. Să înțelegeți că persoana cu care ați fost a fost de fapt o persoană toxică și posibil periculoasă, acum depinde și de tipul de narcisist. Bine ar fi să începeți o introspecție a relației și nu numai, a ceea ce voi vă doriți. În primul rând, renunță la orice speranță, speranța că vei primi înapoi ceea ce ai primit la începutul relației. Un alt element, nu așteptați validare sau sprijin din partea prietenilor, familiei. Voi nu aveți nevoie de cineva care să vă compătimească. Voi nu sunteți un handicap. Ați trecut printr-o experiență care, la finalul acestei lecții, vei învăța ceva. Cel care nu a fost niciodată o victimă nu va înțelege și de aceea spun, nu cereți validare și nu așteptați validare de la oamenii din jurul vostru. Voi sunteți singurii care puteți să vă reconectați cu sinele interior și să găsiți valorile pe care le-ați pierdut. Să înțelegeți că nimeni nu va înțelege niciodată experiența prin care tu ai trecut vreodată. Știi cum este? E foarte ușor de judecat. Este ca în povestea cu mărul frumos, cu o culoare superbă, strălucitor, dar nimeni nu știe ce este în interiorul mărului frumos. Așadar, cei care nu ați fost într-o relație toxică sau nu aveți certitudinea, nu vă dați cu părerea și nu judecați. Iar cei care ați fost într-o relație, căutați să vă reconectați cu sinele interior. Nu vă pierdeți timpul cu întrebări la care niciodată nu veți avea un răspuns cert. Caută confort. Alătură-te grupurilor care merg pe același subiect. Faceți terapie, lucrați cu persoane specializate, faceți meditație, găsiți grupuri care vă acceptă așa cum sunteți și nu vă judecă și nu luați sfaturile decât cele care vi se potrivesc. Chiar și informațiile pe care le aduc eu aici, nu toate se potrivesc la toate situațiile. Voi trebuie să luați din fiecare postare bucățică cu bucățică și să construiți puzzle-ul vostru. Un alt element foarte important și bine de înțeles pentru cei care au decis să iasă din relație sau care sunt pe punctul de a ieși din relație, dar există acel dezechilibru, să mai dau o șansă, să mai aștept, să mai încerc, bla bla bla. Să înțelegi că nu vei schimba niciodată o persoană narcisistă. Așa cum cerul este albastru, nu poți schimba niciodată cerul să fie verde. Oricât de mult crezi sau îți dorești că poți ajuta pe cineva, asta nu ține de tine, dar de o singură persoană, iar acea persoană nu ești tu. Dacă în diferite cazuri sau momente vor spune că se vor schimba, că își doresc să se schimbe, cu iubire și într-un mod politicos, spuneți-le să obțină ajutor de la persoane competente. Tu nu-l poți ajuta. Trebuie, în primul rând, ca el sau ea să-și dorească să se schimbe. Iar când spun că își doresc să se schimbe,
Aici mă refer la cei care nu au un nivel ridicat de narcisism și chiar își doresc schimbarea. Dacă vă aduceți aminte de săptămâna trecută, când am împărtășit cu voi rândurile unuia dintre cei cu care am lucrat, și-a dorit, își dorește și continuă să lucreze la a-și schimba comportamentul, că este nevoie de timp, că este nevoie de foarte multă muncă, perseverență, atenție, sigur, dar își dorește și totul pleacă în orice schimbare vrem să facem în viața noastră, pleacă de la a vrea, a conștientiza. Un alt element foarte important este să rupeți legătura cu trecutul. Nu retrăiți în trecut. Este foarte greu, pentru că încerci să găsești răspunsuri la foarte multe întrebări care îți trec prin cap. De ce? Nu m-a iubit de ajuns. Ce am greșit? Cu ce nu am greșit? Ce aș fi putut schimba sau ce nu am schimbat? Sau de ce am rămas atât de mult în relație? De ce nu mi-am dat seama mai devreme? Vreau să înțelegeți, nu vă chinuiți cu astfel de întrebări. Nu există răspuns. Nimeni nu poate să răspundă. Sigur, creierul tău poate să dea un răspuns în funcție de starea pe care o ai în momentul respectiv, dar dacă vei reveni la aceeași întrebare peste ceva timp, răspunsul va fi diferit. De aceea spun, nu vă consumați timpul să răspundeți la întrebări la care nu aveți, nici nu veți avea vreodată un răspuns cert. Nimic din ceea ce te gândești sau are legătură cu trecutul nu ți va oferi o șansă să te reconectezi cu sinele tău, te va ține blocat acolo, în tristețe, în traumă. Noi nu avem nevoie de dramă. Momentul în care tu ai decis să ieși din această relație toxică este că vrei să rupi legătura cu trauma, cu minciuna și comportamentul care te-a făcut să-ți pierzi încrederea de sine. Nu te mai gândi la narcisist. Nici ce face, nici cu cine este, nici de ce este, nici de ce nu este. Din nou spun, nu este ușor. Este un pas foarte important care te ajută să treci mai departe. Numai tu poți să te validezi, reconectezi valorile tale. Nu te valida prin cineva, nu te compara cu cineva, nu te asemăna cu cineva. Începe să te validezi prin valorile tale, prin cine ești tu, prin ceea ce poți tu. Chiar acum când mă asculți, poți să spui, eu sunt. Eu sunt. Aceste două cuvinte confirmă faptul că ești o persoană, că existi, că simți, că ai sentimente, că poți să iubești. Doar cele două cuvinte pot fi un prim pas în a începe călătoria de reconectare cu tine. Eu sunt. Ca persoană, ai deja prima validare. Eu sunt. Și aș vrea să fac o mică precizare. Celor care au fost într-o relație cu o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă, faceți o introspecție la comportament, evenimente și verificați atunci când partenerul sau partenera cu acest comportament, voi aveați nevoie de ceva sau vroiați să faceți ceva, ce auzeați de la aceste persoane? Voi face eu, voi merge eu, aduc eu, mă ocup eu. Totul era eul, despre persoana lor, dar unde era victima? Oare victima nu ar fi putut face anumite lucruri? Totul era despre eul lor. Nu rămâneți în dramă, nu rămâneți în traumă. Dați-vă voie să existați, să fiți, să greșiți, să zâmbiți. Începeți în primul rând prin a face plimbări. Dacă nu vrei să mergi undeva anume, încearcă să faci plimbări. Și am să vă spun un lucru foarte important. Natura este energie pozitivă, iar tu ești deja încărcat cu o energie negativă. Ca să te eliberezi, conectează-te cu natura, cu iarba, cu plantele, cu florile, cu tot ce ține de natură, pentru că soarele și chiar lumina lunii aduce energie pozitivă, iar tu te încarci cu energie pozitivă conectându-te cu natura. După care încercați să găsiți hobby-uri, nu știu, activități care să vă țină departe de a intra
sau de a te întoarce în trecut. Este foarte important și elementul cel mai principal să rupi legătura trecutului. Să nu te mai întorci înapoi în trecut, nici cu întrebări, nici cu justificări, nici cu a te învinovăți sau a te scuza. Lăsați trecutul la timpul trecut. Trăiește acum, aici, în momentul acesta, în prezent. Pentru că numai așa îți vei da libertatea să mergi spre viitor. Dacă ai momente de tristețe, dă-ți voie să țipi. Țipă când simți. Dacă vrei să plângi, plângi și fă-o, dă-ți voie. Dacă vrei să dormi, dormi. Fă exact ceea ce simți. Fă orice trebuie să faci atâta timp cât tu nu rănești pe cineva sau nu te rănești pe tine. Iar a doua zi și în fiecare zi să începi cu eu sunt și puteți să adăugați la aceste două cuvinte să continuați fraza în funcție de ceea ce simțiți. Scăpați de drame. Nu vă alăturați oamenilor care trăiesc în dramă. Tu nu ai nevoie de mai multă dramă. Știu foarte multe persoane care se închid și ascultă, nu știu, muzică tristă și rămâneți conectați la trecut. În alte cuvinte, să-ți plângi de milă. Nu ai nevoie să-ți plângi de milă. De ce? Viața este frumoasă și merită continuată. Așadar, uitați-vă la comedie. Oricât de banal sau prost sau nebunește sună, dar uitați-vă la comedie. Comedia te duce în alt loc, în alt univers și îți schimbă starea ta de ține. Te simți deja altfel. Tu nu ai nevoie să te simți mai deprimat decât ești. Tu ai nevoie să râzi, să aduci energie bună în viața ta, în interiorul tău. Pentru că în momentul în care zâmbești și râzi, starea ta de sine se schimbă. Sigur, poate să sune prostesc. Cum adică? Să râde unul singur, să râd ca prostul? Nu. Nu râzi ca prostul. Atragi energie pozitivă. Comedia te obligă și te duce într-un tărâm în care nu ai mai fost de mult timp. Dacă trebuie, să râzi chiar și singur, așa ca prostul. De ce să nu o faci dacă ți-aduce o stare de bine? Așadar, scăpați de drame și stați departe de drame. Aduceți zâmbetul în viața voastră. Un alt element care l-am descoperit la oameni atunci când trec prin anumite momente, momente grele, momente de cumpănă, dau fuga, nu știu, la farmacie, după un medicament, sau dau fuga la un pahar de alcool. Dacă simți să te destinzi și crezi că un pahar de alcool sau un medicament te-ar ajuta, ai putea să te joci cu mintea ta și să înlocuiești acel alcool cu apă și poți să-l bei ca un shot. Tratează acea apă ca și cum ar fi un cocktail și în fiecare zi chiar să te împrietenești cu apa, pentru că până la urmă apa înseamnă curățire. Așa putem schimba anumite mecanisme, să alegem partea cea bună în loc de a alerga după ceva care poate pentru momentul respectiv, cum ar fi un pahar de alcool, îți dă o stare de bine, dar pe timp îndelungat nu. De aceea alegeți variante sănătoase. Chiar vă recomand să încercați acest joc mental și să vedeți după câteva ori în care ați repetat acest joc al minții până la urmă, care este starea voastră? Vă ajută în primul rând să înțelegeți că voi puteți să schimbați lucruri în viața voastră, să rămâneți acolo sau să le schimbați într-o formă sau într-un mod mult mai sănătos. Învață să zâmbești. Și foarte important, după ce ești dintr-o relație de genul ăsta cu o persoană cu tulburare de personalitate narcisistă, multora le lipsește curajul, le este frică, le este teamă, le este rușine și lista poate continua. Învățați să zâmbiți. Este primul element când ieșiți din casă, învățați să zâmbiți. 2. Învățați să aveți contact vizual cu oamenii. Este un prim pas să stai voie să îți reconectezi valorile, să te reconectezi cu tine, să ai curajul de a face. Chiar dacă greșești, este foarte normal să greșești și să înveți din fiecare greșeală. Chiar și atunci când stai în pat, dacă vrei să plângi, plângi. Dar nu uita să-ți începi ziua cu un zâmbet. Adu-ți aminte să zâmbești. Nu contează că zâmbești de unul singur. Zâmbește, zâmbește, zâmbește. De ce? Pentru că trebuie să te gândești la asta. Odată ce te gândești la asta, nu te mai gândești la tragedia prin care tocmai ai trecut. Nu te mai gândești la jocul psihologic de manipulare la care ai fost supus. Trăsăturile narcisiste
și aceste comportamente pot fi o cauză sau o consecință a unor traume. Avea un părinte sau un partener de viață narcisist poate genera diferite probleme și în unele cazuri trebuie înțeles că este o formă de abuz emoțional. Dezvoltarea trăsăturilor narcisiste sunt în multe forme sau în multe situații, o consecință, o neglijență sau un comportament a evaluării excesive. Și am să vă dau un exemplu să înțelegeți. În unele cazuri, această structură patologică de sine apare în perioada copilăriei, de iubire inadecvată, aprobare sau idealizare excesivă, în care părinții nu văd sau nu acceptă copilul așa cum este. În multe cazuri, părinții tratează copilul ca pe un mic soldat, iar acel copil învață să se comporte așa cum părinții așteaptă. Dar nu există loc de dezvoltare a unei structuri de personalitate sănătoase și complete. Nu îi se dă voie copilului să fie el, să devină independent, să învețe din greșeli, pentru că numai așa va ști să facă diferența între bine și rău, între frumos și urât, între a iubi și a urâ. Doar experimentând. Întotdeauna prea mult nu este bun, iar prea puțin nu este bun. Știți vorba aceea cu zahărul? Zahărul nu va omorâ pe nimeni niciodată și nici nu a omorât, dar cantitatea da. Așadar, dacă ai decis să ieși din relație sau poate deja ai ieșit, te-ai îndepărtat fizic de persoana care te-a rănit, de persoana narcisistă, dar elementul cel mai important este că ei vor rămâne în capul vostru dacă voi nu știți să rămâneți departe de trecut, să nu mai trăiți în trecut, să trăiți în momentul prezent. Abuzul este un antrenament și asta poate rămâne în subconștientul vostru să vă învinovățiți pe voi. S-ar putea să îți dai seama că ești supărat pe tine, să fii supărat pentru orice faci, să nu recunoști abuzul, să nu înțelegi că ai fost abuzat, că te-ai îndrăgostit sau că ai fi putut pleca mai devreme. De ce nu ai plecat mai devreme? Sau cum ai putut să reziști atât de mult timp? De ce ai acceptat? Și bineînțeles că lista poate continua. Te vei învinovăți pentru multe lucruri pe care le faci, le-ai făcut în continuare. Dacă nu rupeți și nu trageți o linie la trecut, trecutul a fost, l-ați experimentat și nu-l mai puteți schimba, dar puteți să trăiți în momentul prezent și să știți exact ce vreți să faceți în viitor. Pentru a te desprinde cu adevărat de narcisist, trebuie să îndrepți atenția asupra ta și a nevoilor tale, să înveți să te ierți. Asta înseamnă că ori de câte ori te surprinzi sau simți că te întorci în trecut, observă când se întâmplă, în ce momente și învață să nu te judeci. Încearcă să rupi acel cerc vicios de a te trage înapoi în trecut. Este elementul cel mai important, să trăim în momentul prezent. E adevărat, trebuie să facem curățenie înainte de a ieși din acest tranzit. E adevărat să conștientizăm, să acceptăm, să ne iertăm, să ne iubim, sunt niște pași, dar voi puteți să luați din toate postările mele bucățică cu bucățică și să formați puzzle-ul vostru dacă nu vă permite să lucrați cu un specialist. De altfel, din acest motiv eu fac aceste postări pentru cei care nu își permit financiar să ajungă să lucreze cu un specialist și pot beneficia de acest ajutor. Într-adevăr, nu fiecare postare se pliază pe nevoile tale, dar poți să iei bucățică cu bucățică și să faci puzzle-ul tău. Eu știu că este o muncă și este nevoie de timp și de perseverență, dar în momentul în care ai decis că vrei să ieși din relație sau deja ai ieșit, să nu rămâi conectat la dramă, la traumă, să te eliberezi. Focusează-te pe tine, care este pasul următor. Un lucru foarte important și de reținut. Nu este treaba ta să ierți narcisistul, pentru că această experiență te va face mai puternic, dar vei înțelege asta abia la finalul procesului tău de reconectare. Este foarte important să te ierți pe tine și să nu te judeci că ai rămas în relație, de ce ai rămas, de ce te-ai îndrăgostit, pentru că nu ai avut informațiile
necesare. Poate a fost necesar să treci prin această experiență ca tu, la finalul vindecării tale, să devii omul care vei deveni. Știu că informațiile pe care le aduc vă sunt de mare ajutor, iar dacă crezi că ar mai ajuta și pe altcineva, nu uita să dai mai departe. Iar dacă vrei să rămâi conectat la canalul meu și să primești mai multe informații, nu uita să apeși butonul de abonare, dar și clopoțelul ca să fii notificat cu noile postări. Până la următoarea întâlnire, vă iubesc cu inima și vă îmbrățișez cu sufletul.